dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni, a treia cafea de astăzi. Deja începem să avem probleme la atâtea cafele, dar de data aceasta este o cafea, să-i spunem, cu mult zaț. O cafea, nu un erzaț, o cafea cu mult zaț. Erzaț se spunea în zona de unde provin eu, la cafelele alea contrafăcute. Pentru că, la fel ca și ieri, când am avut un invitat de marcă din rândul Partidului Național Liberal, culmea, din aceeași zonă a europarlamentarilor, avem un alt invitat care vine să susțină candidații PNL din Neamț. Este vorba despre, aproape când vine să nu pronunț numele, să vă transmit, vă pun imaginea și să vă rog să îl vedeți dumneavoastră, domnul Cristian Bușoi, europarlamentar, unul dintre oamenii care la nivelul Parlamentului European a performat și are responsabilități foarte importante. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur să fiu în Piatra Neamț, alături de colegii mei din echipa liberală. Și noi ne bucurăm să vă vedem, nu v-am mai văzut de acum câțiva ani, când am fost la un fel de conferință de presă la Piatra Neamț, în Hotel Central, dacă nu mă înșel. Am mai venit să întâlnesc colegii în organizație, dar într-o formă din ultima aceasta, noastră întâlnire, da. Într-adevăr, cred că atunci a fost și mă bucur să vă revăd și prin intermediul noastră să transmitem mesajele către locuitorii Piatra Neamț, către locuitorii județului Neamț. Împreună cu domnul Cristian Bușoi este candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea, omul propus de partid să încerce o revenire la normal în Piatra Neamț, pentru că asta își propune. Bună ziua, Andrei, bine ai revenit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, sunt onorat să fiu la această masă alături de al treilea europarlamentar care vizitează Neamțul și mie asta mi-arată un semnal de bun augur pentru Neamț, pentru Piatra Neamț, pentru că este nevoie să punem Piatra Neamțul și județul Neamț pe acea harta dezvoltării europene. Este un oraș de ședință municipiu de județ, este un oraș european în mileniul 3, trebuie să ne gândim în mod vizionar și strategic la dezvoltarea orașului și a județului. Mulțumesc pentru faptul că ne este alături. Pentru că vorbim de viziune și strategie, este absolut necesar să prezentăm și al treilea invitat de astăzi, cel care este șeful de campanie, Andrei Carabelea, omul cu viziunea și strategia, adică domnul Eugen Țapu Nazare. Bună ziua, senator PNL. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne urmăresc și nu întâmplător avem plăcerea și bucuria să-l avem pe prietenul nostru Cristian Bușoi astăzi alături de noi, pentru că domnia sa este președintele Comisiei de Industrie, Energie și Cercetare din Parlamentul European și în același timp și raportor pe sănătate al Parlamentului European. Deci este președintele unei comisii foarte importante din Parlamentul European. Și nu e întâmplător că este al treilea europarlamentar, așa cum bine spunea și Andrei, pentru că Piatra Neamțu are nevoie vitală de fonduri europene și aceasta este susținerea pe care o avem de la Partidul Popular European, cel mai puternic partid european, care conduce atât Comisia Europeană cât și Parlamentul European. Dacă îmi dați voie, în contextul actual al unei pandemii, domnul Bușoi mai are în Parlamentul European are o responsabilitate extrem de mare. Vorbesc despre acea agenție a medicamentului, ca să o numesc eu mai simplu. Domnul Bușoi, la Piatra Neamț, să amintim, nu este prezent în emisiune, dar trebuie să-l amintim pentru că susțineți și același candidatul la Consiliul Județean, domnul Cosmanciuc. Deci, vă rog să ne vorbiți un pic despre cum vedeți dumneavoastră aceste candidaturi la Neamț în contextul în care ieri vorbeam despre responsabilitatea PNL-ului în acest context de a propune candidați viabili, candidați cu proiecte și candidați care să ofere o perspectivă. Cred că
felul în care ați făcut introducerea pentru această intervenție a mea este foarte potrivită, pentru că despre aceasta este esența, de altfel, a proiectului cu care vine Partidul Național Liberal în fața cetățenilor și, evident, esența proiectului pentru județul Neamț, pentru Piatra Neamț, dar și pentru alte localități importante din județul Neamț. Cred că, dincolo de anumite lucruri concrete pe care unul sau altul dintre candidați promit să le facă sau vin în fața legătorilor ca și proiecte propriu-zise, foarte important este să vedem o viziune. O viziune despre viitor, o viziune pentru dezvoltare, o viziune de a face punți cu sprijinul pe care orice administrație publică locală performantă trebuie să-l obțină de la București, de ce nu de la Bruxelles, pentru că fondurile europene și oportunitățile europene sunt și vor fi din ce în ce mai importante pentru dezvoltarea imediată a României și a multor comunități locale. Suntem în plină criză sanitară, suntem la începutul unei crize economice a cărei amploare încă nu putem decela, dar despre care se vorbește foarte mult și mai toți specialiștii din lume, din Uniunea Europeană, din România, prevăd că vor veni vremuri complicate din punct de vedere economic. Într-un fel, e o provocare mare pentru Partidul Național Liberal. Ne-am fi dorit să fim în timpuri normale, să punem imediat în aplicare o viziune de dezvoltare a României, dar oricum, până acum, Guvernul Liberal a luat măsurile potrivite și în viitor, cu viziunea de dezvoltare a României, vom face în așa fel încât să trecem peste momentele dificile cât mai ușor. Și o ancoră importantă, un sprijin important, vor veni din aceste direcții ale fondurilor europene. Fondurile europene la dispoziția României pentru următorii 7 ani însumează aproape 80 de miliarde de euro. Atât partea de buget multianual pentru următorii 7 ani, cât și partea de program de reziliență, de redresare economică europeană. Este o mare oportunitate, dar în același timp și o mare responsabilitate. Până acum, dacă este să vorbim despre Consiliul Județean, pentru că îl susțin, îl cunosc și îl susțin din toată inima pe Mugur Cosmanciuc, îl cunosc și știu că este un om extrem de serios, de dedicat, de capabil, de onest. Domnul senator Țapu Nazare îmi spunea că rata de absorpție este infimă, puțin peste 1 milion de euro bani atrași din proiecte de vreo 43 de milioane. Sigur, aici vorbim și de faptul că, în general, administrațiile PSD nu au un mare apetit pentru fonduri europene, sunt mai greu de accesat, trebuie o anumită viziune, sunt proceduri mult mai clare, mult mai transparente. În cazul unor matrapazlâcuri și sporul de pedeapsă este unul însemnat și poate pe unii reprezentanți ai administrației PSD îi pune pe gânduri și acest aspect. Oricum, dacă... imprescriptibile. Și, cum bine spune domnul senator, dacă este să facem o comparație între administrațiile liberale, între, dacă vreți, Cluj, Oradea, Timișoara, Suceava și multe alte exemple pe care vi le pot aduce și administrațiile PSD, diferența este foarte mare. Așa cum știți bine ce guvernare dezastruoasă a avut Partidul Social Democrat, care în ultimii 6 ani, într-o formă sau alta, a guvernat România și nu a fost în stare să facă nici autostrăzi, nici spitale, nici reabilitare de școli, nici investiții pe timp de pace, nu pe timp de coronavirus și de criză economică. Deci aceste fonduri europene sunt foarte importante, o oportunitate, o responsabilitate. Sunt convins că odată cu câștigarea președinției de către colegul meu Mugur Cosmanciuc, lucrurile se vor schimba dramatic și fondurile europene vor ajuta la dezvoltarea județului Neamț. Andrei Carabel are de asemenea o viziune extraordinară despre dezvoltarea municipiului Piatra Neamț. Am citit cu atenție programul lui Andrei. În mod special m-am uitat peste capitolul sănătate, dar sigur că vorbim și de educație și de îmbunătățirea accesului la apă și de trafic și de parteneriat cu organizații non-guvernamentale. Vine din sectorul non-guvernamental investiții, locuri de muncă. Dar pentru că sănătatea este zona mea de expertiză principală, am fost și președintele Casei de Sănătate, sunt responsabil pentru programul de sănătate al Uniunii Europene 2021-2027 și aproape că nu vă invidiez. Cam și responsabilitatea Agenției Europene a Medicamentului în numele Parlamentului European. Am văzut dorința lui Andrei de a
pune umărul la reabilitarea Spitalului Județean, extrem de important, în parteneriat cu Consiliul Județean. Aici, Guvernul Liberal deja a venit cu proiectul unui program operațional pe sănătate pentru următorii 7 ani, aproape 2,8 miliarde de euro. Pe lângă cele 3 spitale regionale care sunt întârziate, sigur, unul va fi în apropiere la Iași, trebuiau făcute de mult, dar PSD-ul nu și-a dat interesul. Vor exista fonduri pentru reabilitarea din temelii și transformarea în spitale moderne de secol 21 și a spitalelor județene deja existente. Și aici Mugur Cosmanciuc, Andrei Carabela, echipa lor, cu sprijinul parlamentarilor liberali din Neamț, vor putea să folosească acest lucru. Centrele de permanență medicală, pentru că anumite cazuri medicale trebuie rezolvate înainte de a se ajunge în spital, nu trebuie să aglomerăm spitale cu acele cazuri care pot fi rezolvate, îl preocupă și aici putem găsi, evident, fonduri europene. Am văzut, pentru că e un om tânăr și cu viziune, ideea de telemedicină. Vă spun că este o idee inovatoare, nu o vezi la mulți candidați, decât la oamenii cu viziune și înțelegere pentru viitor. De altfel, are și un capitol pentru digitalizare, Andrei, în programul pe care îl propune cetățenilor din Piatra Neamț, în mod special. Vă dați seama că un sistem modern de telemedicină, pe lângă consultațiile care se pot realiza cu specialiștii buni pe care are Spitalul Județean și alte centre medicale din județul Neamț, pentru acele cazuri foarte dificile nu mai este nevoie să facă efortul să fie trimiși la București, să fie trimiși în afara țării. În anumite specialități, chiar în zona imagistică, un CT, un RMN, pot avea prin parteneriate pe care spitalele de aici, în primul rând Spitalul Județean, le poate dezvolta și aici pot să ajut și eu cu toate cunoștințele și relațiile pe care le-am în Uniunea Europeană cu spitale mari din afara României, consultații la distanță, second opinia, a doua opinie, pot fi posibile. O idee extrem de bună și aici se pot accesa bani direct la Bruxelles, dincolo de banii care se pot accesa din fonduri europene. Despre calitate și reducerea cheltuielilor. Evident, și deci, cel mai important, reducerea stresului pentru pacient. Vă dați seama ce înseamnă pentru pacient, pentru familia pacientului, nevoia de a merge chiar și până la București. Dar minte, dacă vorbim de Viena sau de alte centre europene, acolo unde, încă o dată, pentru cazuri cu totul și cu totul speciale, se poate gândi un astfel de sistem. Persoanele vârstnice, îngrijire la domiciliu, extrem de important și sigur oferă un parteneriat furnizorilor de servicii medicale. Aici cei doi tineri vizionari care candidează și sper să primească, sunt convins că vor primi votul majoritar și vor conduce aceste două instituții importante, vor putea să lucreze împreună cu furnizorii privați în domeniul sănătății. Am dat doar câteva exemple, sigur că vă pot vorbi de multe alte oportunități de dezvoltare cu fonduri europene. Este angajamentul pe care eu și colegii mei europarlamentari îl facem în fața dumneavoastră, celor care ne privesc, că vom sprijini cu toate forțele eforturile colegilor noștri care își vor asuma responsabilități importante. Înainte de a da cuvântul celorlalți doi domni din emisiune, vreau să întăresc o idee pe care a spus-o apropo de fondurile europene, de ce spunea domnul Țapu că ele sunt, cum a spus, imprescriptibile. Ultimul raport OLAF, publicat zilele astea, dacă nu mă înșel chiar acum, atrage atenția asupra investigațiilor în toate țările europene. România este pe primul loc la investigații deschise, ceea ce este un lucru ok. Și ni se dă și un exemplu care întâmplător are legătură cu zona noastră, dar nu numai cu zona noastră, ci cu ce s-a întâmplat în România în ultima perioadă. Investigația 3T Construct, așa se cheamă o firmă, care avea sediu la Girov, după aia și l-a mutat la Piatra Neamț, clasată de DNA, dar totuși OLAF cere recuperarea prejudicii de 6 milioane de euro. Și acum începe partea interesantă a lucrurilor. Firma a fost deținută între anii 2010-2014 de directorul Teldrum, Petre Pitiș, și apoi preluată de Nicoleta Pene, director comercial al Teldrum. Firma a intrat în insolvență în 2014, adică și apoi... Adică firma lui Dragnea, domnul... Deci, îmi dați voie, eu citesc dintr-un raport oficial, firma lui Dragnea, adusă în Neamț de Ionel Arsene. Și ei au prins niște lucrări cu o firmă germană, mă rog, împreună, într-o asociere, la Apaserv, dar nu Apaserv Neamț, Apaserv Satu Mare, știți, ca să se piardă lucrurile. Personal n-am văzut nicio mașină prin Neamț decât cu 3T sau 3T Construct, dar este un exemplu de ceea ce spuneați, cum se
De ce fug unii de fonduri europene? Pentru că, iată, după atâția ani, chiar dacă se clasează dosarul la noi, OLAF-ul cere recuperarea banilor. E interesant și așa, ca un fel de aducere aminte care trebuie să constituie un semnal de alarmă și în ziua votului, de pe 27 septembrie. În țapu, dacă vreți să continuați, apropo de această firmă, sunteți invitatul meu, dacă nu, îi dăm cuvântul. Să precizăm clar, Teldrum este firma lui Dragnea, al cărui om de casă a fost Ionel Arsene. Andrei, după expozeul domnului Bușoi, ce ne spui despre programul tău? Sunt recunoscător pentru această prezentare generoasă a felului în care am gândit programul și am să motivez de ce am făcut această înșiruire de proiecte pentru Piatra Neamț și pentru județul Neamț și pentru întreaga arie funcțională, pentru că, repet, de fiecare dată când reușesc să mă adresez pietrenilor și nemțenilor, este foarte important să eliminăm această gândire în paradigma granițelor interioare ale unei comunități, ale unui oraș, ale unei comune. Trebuie să gândim dincolo de aceste limite și să vedem cum putem antrena o comunitate cât mai extinsă să beneficieze și să fie conectată la aceleași servicii publice de calitate. Pentru că în felul acesta, în mod real, beneficiile pentru Piatra Neamț ar fi mult mai mari. Se va polariza și se va dezvolta ca un pol de creștere și de dezvoltare urbană. Și m-am gândit în această paradigmă pe domeniul sănătate, de exemplu, pentru că este foarte important să privim sănătatea în toate cele trei aspecte. Pe de o parte, este important să facem prevenție înainte de toate, pentru că este mult mai ușor să prevenim decât să tratăm. Și asta o știm încă de mici. Pe de altă parte, este bine să eficientizăm și să extindem zona de consultare, de consultații, tocmai pentru a avea diagnostice mult mai precise și mai eficiente, din punct de vedere economic. Și apoi, în zona de tratament, serviciile medicale în Piatra Neamț au fost ținute, cred că cu rea intenție, la acest nivel de... Cred că sunt unele dintre cele mai proaste servicii medicale din țară, la Spitalul Județean Neamț. Și când vorbim cu pietrenii, și am făcut asta în nenumărate rânduri în zilele acestea, de fiecare dată întreb, în ultimele săptămâni, de fiecare dată întreb oamenii care sunt durerile lor cele mai mari. Și topul celor mai mari trei dureri ale pietrenilor sunt următoarele. În primul rând, sănătatea, pentru că Spitalul Județean Neamț și serviciile medicale din Piatra Neamț au fost întreținute la stadiul de problemă, cu rea intenție, de către Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, care a pus acolo o echipă de management care a trebuit să servească interesele partid și camarila politică a PSD. Și nu cetățeanul, nu pacientul. Trebuie să recunoaștem aceste lucruri. În al doilea rând, transportul public. Ni se promitea în 2016 extinderea rețelei de troleibuz, care astăzi nici nu mai există. Este stinsă, este înăbușită complet. Deși știm cu toții că troleibuzul este una dintre cele mai... Ce să mai discutăm? Exact. Cum se dezmembrează perioada asta chiar? Și nu înțeleg de ce își mai menține acest nume, respectiva societate publică de transport, SC Troleibuzul. Pentru că chiar și-a pierdut obiectul muncii, am putea spune. Și în al treilea rând, apa. După cum știm, APASER are în derulare din 2014 un proiect care presupune atragerea 255 de milioane de euro. Un proiect care, din cauza întârzierilor la care este supus că practic nu s-a făcut nimic în tot acest timp, riscăm să pierdem acești bani. Și ne întrebăm cu toții ce vină au oamenii, ce vină au nemțenii că nu sunt acordați la utilități, la apă. În mileniul 3, în secolul 21, noi nu reușim să avem aceste utilități duse la poarta, la locuințele oamenilor. Și aceste situații se regăsesc și în Piatra Neamț. Să mergem în Văleni și să întrebăm oamenii de acolo cum se descurcă cu apa. Că ei, de multe ori și cel puțin o dată pe an, această comunitate este afectată de inundații. Inundații care nu numai că le aduce bolovani și bușteni peste case,
ci le afectează și fântânile și apa potabilă și resursa de apă de acolo. Cheia pentru a rezolva aceste probleme, care sunt extrem de grave, este, în primul rând, atragerea de fonduri nerambursabile. Acum 4 ani, primarul Chitic, era interimar atunci, primarul Chitic venea și ne promitea în campanie electorală 16 proiecte cu fonduri nerambursabile, însumând 89 de milioane de euro. S-a realizat 0 euro absorpție. Eu nu înțeleg cum putem să venim în fața oamenilor a doua oară, după ce nu am făcut nimic și după ce ne lăudăm cu plata ratelor și a facturilor, mai venim și cerem votul oamenilor, cerem încă o dată încrederea. Pentru ce? Pentru numele lui Dumnezeu. Cum putem să mai cerem să avem atâta tupeu, mai ales în condițiile în care trebuie să recunoaștem are și o condamnare penală, care nu știm unde va ajunge, la ce rezultat va duce Piatra Neamțul, dacă am continua cu acest individ la primărie. Este condamnare în primă instanță, deci acum s-a ajuns la... În altă dar nimeni nu poate anticipa rezultatul. Da. Domnul senator, cât de greu a fost să faceți, să lucrați la programul Andrei Carabelea? Am lucrat împreună în echipă, atenție că aici și vroiam să corectez puțin, nu sunt numai ideile mele. Corectați-mă, vă rog. Ideile unei întregi echipe, împreună cu Andrei, împreună cu Mugur Cosmanciuc, împreună cu echipa Partidului Național Liberal și cu sprijin, evident, de la fostul city manager al Albei Iulia, Nicușor Moldovan, care, spre deosebire de Piatra Neamț, un oraș de 60.000 de locuitori, atenție, a absorbit jumate din Piatra Neamț, e ca mărime, a absorbit peste 350 de milioane de euro, a absorbit, atenție. Direct. Și încă 180 de milioane de euro împreună cu Consiliul Județean, deci peste jumătate de miliard de euro. În timp ce la Piatra Neamț, în ultimii 4 ani, absorpția este zero, deși are contracte semnate acum, în ultima perioadă, de 53 de milioane de euro. Dar nu-i meritul lui Dragoș Chitic, acelea sunt proiectele echipei liberale din 2016, puse în operă de funcționarii de pe fonduri europene din primărie. Dumnealui nu m-a semnat niște contracte, asta nu înseamnă că avem bani aici. Absorpția primăriei Piatra Neamț în timpul mandatului domnului Chitic este zero. Ca și la Consiliul Județean, unde domnul Arsene nu a avut deloc apetență pentru fonduri europene, Consiliul Județean a avut absorpție în ultimii 4 ani 1,3 milioane de euro. Adică mai puțin decât Comuna Moldoveni, care are 4,8, mai puțin decât Comuna Dumbrava Roșie, care are 6 milioane. Despre asta vorbim. Județul Neamț are 560.000 de locuitori, aproape. E? Ar trebui să ne comparăm cu Bihorul. Bihorul a absorbit 800 de milioane de euro și noi 1,3. Clujul a absorbit aproape 1 miliard de euro și noi 1,3 milioane. Despre asta vorbim. Acum, eu aș reveni la municipiul Piatra Neamț, pentru că l-avem aici pe Andrei, și înțeleg disperarea actualului edil. Înțeleg, pentru că avem și noi cercetări sociologice care ne spun că bătaia pentru funcția de primar este între Andrei Carabelea și Dragoș Chitic. Punct. Asta e bătaia pentru funcția de primar. O să fim clari. Și a început din disperare, pentru că cercetările alea ne spun că Andrei va câștiga primăria Piatra Neamț, cu tot felul de tehnici securistice. Își pune niște căței de aia lui să sperie pe toți angajații primăriei că vine Andrei Carabelea și îi dă pe toți afară. Un lucru care nu există. Andrei Carabelea este un tânăr de bun simț și nu este pornit pe răzbunări sau pe a da oameni afară, ci este un tânăr vizionar care e pornit pe construcție, pe dezvoltarea municipiului. Acolo sunt în primărie oameni profesioniști, oameni care își văd de treabă și nu are nimeni nimic cu ei absolut. După aia, iese într-o postare de ieri și
Zice, odată cu trecerea la PMP, zice domnul primar, provocată în principal de faptul că fosta echipă dădea semne clare că riscă să abandoneze orașul pe mâinile unor nepricepuți între ale administrației și care își doreau, atenție, să reînvie practici condamnabile în care interesul de grup să înlocuiască interesul cetățeanului. Zice Dragoș Chitic, păi cât tupeu și câtă ipocrizie îți trebuie, doamne. Păi vreți să vă arăt, domnul Bălănescu, cum a fost consumat bugetul ăsta nenorocit al orașului, pentru că n-a avut viziunea dezvoltării și să facă un buget mult mai mare. În ultimii 3 ani, de exemplu, să luăm așa, 2018, 1, 2, 3, 4 firme, peste 60% din buget. Sece Invest, Mondotern, Termoprus, Texamet, toate PMP. 2019, la fel, 1, 2, 3, 4 firme, Mondotern, Texamet, Termoplus, Total Invest. Poate sunt firmele primăriei. 2020, nu, sale lui cu ciracii lui din PMP. 2020, la fel. Sece Invest, Termoplus, Mondotern, Texamet. Da? Despre asta vorbim. Cu ăștia a devalizat bugetul primăriei și punct. Și mai sunt și alții, v-am dat exemple în emisiunea trecută cu cimitirile și cu Dulamă și cu alții, da? Tot PMP. Ori domnul Bălănescu, când PMP-ul la Piatra Neamț și la Neamț a fost aliatul lui Arsene, pentru că asta a fost. În 2016 s-a aliat cu PSD-ul și cu Arsene și ne-a ținut în opoziție atât la Consiliul Municipal, deși noi am câștigat alegerile, n-am putut să facem majoritatea, dar ne-au ținut în opoziție ca să-și pună viceprimar pe Gavrilescu și pe doamna Vârlan, nu? Ținem minte, nu? Care sunt și acum. Da, sunt și acum, da? A fost tot timpul aliatul lui Arsene acest PMP cu... Oamenii ăștia vorbesc de interese de grup, păi îl somez pe domnul Chitic să spună cu subiect și predicat, nu să arunce securisme de-astea generalități. Să vină și să spună cine din PNL i-a cerut ceva vreodată de la primăria lui. Da? În ce sens să-i ceară? Poate păi, nu știu că asta să zice că avem noi interese de grup. Interese de grup are dumnealui cu PMP-știi lui și cu firmele astea cu care a devalizat bugetul primăriei, ca să fim clari. Și dacă dorește, stau la dispoziție oricând. Eu abia aștept să vă văd păi, într-o consultare. Să văd dacă îndrăznește să vină cu, la o întâlnire. Să-l văd. Domnul Bășoi, vedeți cum stau lucrurile? Eu știu bine cum stau lucrurile pentru că discut cu colegii mei. Evident că există serioase semne de întrebare. Domnul Țapu Nazare a prezentat câteva elemente. Clar nu putem construi un viitor durabil fără să lămurim anumite lucruri din trecutul recent. Pe de altă parte, și eu cred că acest gen de atitudine pe care îl folosesc și alții edilii PSD sau susținuți de PSD indirect sau care sunt cumva pe mână în înțelegere cu Partidul Social Democrat îl folosesc pentru a speria oameni de bună credință de altfel, pentru că eu sunt convins că și din aparatul primăriei și din societățile subordonate Consiliului Local există foarte mulți oameni care s-au săturat de un anume fel de administrație și în zona Consiliului Județean, în aparatul administrativ și au cu totul și cu totul altă opțiune decât a continua să voteze aceiași oameni, pentru că din interior văd cel mai bine lucrurile profund în neregulă. Dar se vine cu acest gen de mesaj că liberalii vor tăia, vor da afară, lucru cu totul și cu totul fals. În primul rând, cei care au calitatea de funcționari publici, evident că n-ar putea fi dați afară de oricine în mod legal. Pe de altă parte, evident că nimeni nu poate să lucreze singur. A, pot fi situații punctuale de oameni care au avut probleme cu legea, care au avut probleme grave de integritate, care nu-și fac deloc datoria, dar acestea sunt cazuri cu totul și cu totul izolate. Ideea este că echipa liberală vine să construiască, vine să pună în valoare pe toți oamenii care vor să facă ceva pentru cei pe care trebuie să-i servească, pentru cetățeni. Echipa liberală vine cu oportunități noi, fondurile europene în primul rând, și s-au dat nenumărate exemple, putem da în continuu exemple de bune practici ale administrațiilor liberale din toată țara, privite ca model
în România și numai în România, în toată zona central și este europeană și toți vor avea de câștigat, cetățenii, cei care lucrează la aceste proiecte, chiar și funcționarii primăriei care pot să se implice în astfel de proiecte și care vor avea și satisfacția morală, sufletească, să lase ceva în urmă pentru acest oraș, pentru copiilor, pentru părinților, pentru familiile lor și satisfacția de a-și face foarte bine treaba. Acest gen de primar va fi Andrei, acest gen de președinte de Consiliu Județean va fi Mugur Cosmanciuc, susținuți de o echipă liberală care înțeleg foarte bine care sunt cu adevărat interesele cetățenilor. Și rolul nostru este să-i sprijinim, să-i sfătuim, să-i ajutăm, să facem lobby alături de ei, să le oferim oportunități. Cred că nimeni nu se îndoiește de faptul că după 6 ani de guvernare dezastruoasă a Partidului Social Democrat, ceea ce va urma va fi o guvernare liberală. Nu una ușoară, pentru că trăim timpuri dificile, am mai zis-o, dar una care va fi cu totul și cu totul diferită și care va duce la dezvoltarea reală a României. Ori și din acest punct de vedere, dacă este să ne gândim pragmatic, dacă este să ca cetățenii să înțeleagă care este interesul pragmatic al municipiului și al județului, tocmai pentru că e previzibil să avem în următorii 4-5 ani, în funcție de când vor fi alegerile parlamentare, un guvern în jurul Partidului Național Liberal, ar trebui să meargă pe echipa liberală pentru că va fi mult mai ușor să fie un parteneriat de succes. Nu mai vorbesc de faptul, și a amintit-o domnul senator Țapu Nazare, și o spun și eu cu foarte multă mândrie și de plină cunoștință de cauză, și la Bruxelles, familia politică din care face parte Partidul Național Liberal, Partidul Popular European, este familia cea mai influentă, cu pârghiile cele mai puternice și care pot ajuta reprezentanții noștri în diverse funcții de decizie la Bruxelles, în Comisia Europeană, în Parlamentul European, România și proiectele administrațiilor publice locale pe care Guvernul și România le vor susține. Da, să-mi dați voie. Vreau doar să vă ridic o minge la fileu. Observ o similitudine între modul în care face sunt aceste argumente aduse de domnul primar, spuneați, apropo că vine Carabelea și dă afară, vine PNL-ul și dă afară, și ce se întâmplă la nivel național vis-a-vis de vine PNL-ul și nu dă pensii, vine PNL-ul și nu face aia, vine PNL-ul și nu face aia. Este o perioadă în care aceste argumente sunt folosite clar pentru campanie. Da, dar mizerii de campanie a la PSD. Poate izvorâte de la PSD, inclusiv astea pe care le-a preluat, eu cred că i-a dat ordin Arsenie să scrie asta, dacă vreți părerea mea. Acum, domnul Bălănescu, noi în 2016 l-am primit pe Chitic în casa noastră, în familia noastră și fără Partidul Național Liberal nu era primar în veci, domnul Chitic, să fim clari. Haideți să fim la fel de serioși. Dacă nu exista acel dosar, da, candidat. Era în cărți pentru candidatură. Deci eu așa știu. Era în cărți. Deci aici este problema. Dar PNL-ul a riscat foarte mult când a renunțat la doi oameni, că puteați. Cum s-a mai întâmplat și prin alte părți. Eu știți că nici atunci n-am fost foarte încântat că candidează Dragoș Chitic, dar mă rog, după aia l-am susținut din primarul nostru. Pentru că noi l-am făcut primari. Dar tu îl primești în casa ta, în familia ta. Îl faci primar. Pentru că fără Partidul Național Liberal nu ieșea primar. Și după aia să vine să scuipe în spate. Să-și atace foștii colegi care l-au susținut. Asta nu denotă decât caracterul duplicitar, caracterul mincinos, care e un om lipsit de principii, un om care nici măcar administrație n-a făcut mai deloc. Pentru că dacă ne uităm cum arată municipiul nostru, ne îngrozim. Am fost cu Andrei Carabelea în ultimele 2 luni jumate, în tot orașul, stradă cu stradă. Între blocuri, în Dărmănești, în Mărăței, în Precista, în Văleni, la 1 Mai, la Gara Veche. Domnul Bălănescu, orașul ăsta nu a arătat niciodată în halul ăsta în care arată, vă spun. Niciodată. Păi de ce? Pentru că domnul Chitic, care ne acuză pe noi de interese de grup, pe domnia sa nu l-au interesat decât să facă bani cu firmele astea 4, domnul. Ca să fim clari.
Și de aia a și promis în două rânduri la dumneavoastră că nu va candida, că are probleme penale, iar Partidul Național Liberal, ca să fie clar, poate să aibă un om care are 99% în sondaje, dacă are condamnare penală, nu candidează la PNL. Să fim clar. Ei, domnul ăsta, despre asta e vorba, despre lipsă de caracter, despre caracter duplicitar. Păi nu e posibil, domnul Bălănescu, să faci așa ceva. Să vii de două ori să spui nu voi candida până nu-mi rezolv problemele penale, ceea ce era un lucru corect. Și voi susține candidatul Partidului Național Liberal la primărie și la Consiliul Județean pe Mugur Cosmanciuc și după aia să te sucești. Și mi-am pus și eu întrebări, pe oare de ce s-o fi sucit? Tu mi-ai tragi banii publici. Asta e singura explicație. S-a asociat cu Arsene, de-aia am tot spus eu, domnule, orice vot pentru Chitic este un vot pentru Ionel Arsene, ca să fim clari. Pentru că amândoi au caracteristici comune. Sunt duplicitari, sunt mincinoși, da, le plac banii publici și Ionel Arsene. Se duce și cere îngăduință de la biserică, dar cu ochiul ăla se uită la banii publici. Adică, haideți să fim realiști. Asta e realitatea, domnule Bălănescu. Sunt doi oameni mincinoși și puși pe căpătuială lacomi din banii publici. Despre asta e vorba. Dincolo la Consiliul Județean e la fel. Arsene a făcut afaceri cu cumătru și cu două firme de casă. Și majoritatea numai prin încredințări directe pe situații de urgență. Că alea îi plac, fondurile europene nu îi plac. Aici trebuie transparență, licitații deschise, controlate, da? Haideți să mergem să vedem un alt fel de candidat decât cei pe care mi-ați deschis până acum. Păi să-l atași pe tânărul Andrei Carabelea, că cred, după părerea mea, că e unul dintre cei mai curați oameni politici din județul ăsta. Să-l atași așa, mărșav cu generalități de-astea securistice, nu denotă decât disperarea actualului edil și va pierde alegerile. Vă spun sigur. Da. Sunt două serii de... Aș dori să completez ce a spus adineaur, domnul senator. Sunt două serii de dezinformări care circulă despre mine prin primărie, lansate de diversi... De Chitic, dragă. Bineînțeles. Și acele dezinformări, pe de o parte, spun că eu vin, voi bate cu pumnul în masă și dau oameni afară și gata, bag oamenii în sperieți. Ceea ce este evident, o minciună grosolană, pentru că eu nu sunt un om făcut pentru așa ceva. Îmi place să mobilizez oamenii, să motivez oamenii, să facem performanță împreună și Piatra Neamț are nevoie maximă de lucru concentrat și de oameni care știu să lucreze în echipă. Prin urmare, nu merg acolo sub nicio formă să distrug ce au construit alții și mă refer aici inclusiv la cele 25 de proiecte semnate care, vezi, Doamne, eu vin și gata, nu se mai implementează odată cu venirea mea nimic. Nici vorbă de așa ceva, tot ce s-a făcut bun până acum va merge în continuare, nu vin să distrug acolo nimic. Dimpotrivă, am nevoie de foarte mulți oameni competenți alături de care să facem dezvoltarea la scară metropolitană, așa cum am gândit-o împreună cu colegii mei din echipa liberală și cu domnul președinte Mugur Cosmanciuc. Și această dezvoltare metropolitană se face cu oameni care știu bine despre ce este vorba, alocând resurse umane și resurse materiale către o agenție de dezvoltare metropolitană care să trateze cu prioritate și într-un sistem unitar toate proiectele de dezvoltare atât din Piatra Neamț cât și din OAT-urile învecinate. Bun. Lămurind asta, vreau să închei capitolul Chitic, un capitol care se va încheia începând cu data de 27 septembrie în Piatra Neamț, spunând și un alt lucru. Acum două zile, domnul Chitic mima interesul pentru educație. Știm bine care este legătura administrației Chitic, primarului Chitic cu educația. O inaugurare rușinoasă a unei toalete de școală. Și mai este una. Faptul că acum două zile... Cu tricolor. Bineînțeles. Și acum două zile spunea că este vinovat inspectoratul școlar și guvernul că școlile nu sunt pregătite pentru începerea anului școlar. Luni începe anul școlar. Cu emoții pentru părinți, cu emoții pentru profesori, așa este de fiecare dată și emoții pozitive. Anul acesta contextul este puțin mai complex, mai complicat. Primăria avea responsabilitatea să ofere bani
școlilor pentru achiziția de măști, pentru cadrele didactice. Știți că acești bani au intrat abia astăzi? Adică haideți să nu mai mimăm că ne preocupăm pentru sănătatea copiilor și actul educațional în Piatra Neamț. Pentru că domnul Dragoș Pitic nu are altă legătură cu școala decât acea inaugurare de toaletă și această mimare a interesului pentru educație. În realitate, nu i-a păsat deloc de nevoia ca școlile să fie pregătite pentru începerea anului școlar peste două zile. Cum pot face școlile acum achiziția de măști dacă nu au demarat deja acest proces și dacă nu aveau deja bani în cont pentru, pentru măștile de protecție? Aplică sintagma pe care o cunosc toți părinții. Învățământul este gratuit pentru elevi, nu da. Și pentru părinți. Bun, dar aici e o chestiune foarte serioasă și evident o responsabilitate pe care înțeleg că administrația publică locală, primăria, nu și-a dus-o la îndeplinire. Cred că, în mod clar, nu ne putem juca. Este o situație cu totul și cu totul special, așa cum a descris-o foarte bine Andrei Carabela. Este o situație în care părinții sunt extrem de preocupați de cum se vor desfășura lucrurile și înainte de campanie electorală, înainte de a arunca cu tot felul de dezinformări, înainte de a împroșca cu noroi, așa cum bine v-a explicat domnul senator în fosta echipă și în oamenii fără de care nu ar fi avut șansa și onoarea. Sper că o simte ca onoare de a fi condus timp de 4 ani, pentru că se va termina în curând mandatul de primar, dar a fost totuși o perioadă primar. Deci înainte de toate aceste lucruri ar fi trebuit să se preocupe de acest aspect. Așa cum încă o dată nu vreau să trecem foarte ușor peste lipsa crasă de performanță în atragerea de fonduri europene. Nu se poate ca un județ și un municipiu, un județ ca județul Neamț, un municipiu ca și Piatra Neamț, să fie atât de nepregătite și să existe un astfel de, o să existe o astfel de contraperformanță în atragerea de fonduri europene. Ca europarlamentar, ca vicepreședinte al Partidului Național Liberal, ca om care a făcut mai multe campanii electorale, dar care merge foarte des în teritoriu, vă pot spune cât de mult au contat banii europeni, ce mare oportunitate a fost atragerea de fonduri europene pentru comunitățile locale, câte probleme s-au putut rezolva, cât s-a putut dezvolta mediul de afaceri local, locuri de muncă, oameni care au câștigat niște bani. Fără a pune cu adevărat un accent pe atragerea de fonduri europene, mai ales în perioada următoare în care bugetul va suferi niște tăieri, pentru că asta înseamnă criză economică, fără a înțelege că avem această oportunitate, 80 de miliarde de euro, comunitățile nu pot merge înainte. Ori dumneavoastră ce credeți? Când va fi bătaie pe acești bani, pe fonduri europene, o administrație condusă de PSD sau de oameni apropiați PSD, care n-a fost în stare până acum să atragă aproape niciun ban european, va avea capacitatea să-i atragă în anii următori? Evident că nu. De asta trebuie făcut o schimbare. De asta trebuie să vină oameni cu viziune. De asta trebuie să vină oameni tineri, dedicați, corecți, așa cum sunt Mugur Cosmanciuc sau Andrei Carabela și sigur alți candidați pe care Partidul Național Liberal îi propune nemțenilor. Vă dau un exemplu. Contractat e și proiectul de la Apa Serv. De 6 ani, nu de acum. 0 euro absorbit în 6 ani, de când e contractat. De-aia vă spun, pericolul major dacă rămâne un astfel de edil, că aceste proiecte europene, chiar dacă sunt contractate, să fie implementate, pentru că ei nu știu, nu au know-how cum să facă implementarea și cum să facă absorpția, pentru că absorpția e una, de absorpția înseamnă banii care au intrat aici, și contractarea e alta. De-aia spuneam eu, dacă țineți minte, acum câțiva ani, că România ar trebui să mărească gradul de contractare de la 110% la 300% ca să absorbim 100%, cum a făcut Polonia. Dar, domnul Bălănescu, cât tu pe o trebuie, domnule, să vorbești despre integritate morală când tu ai condamnare penală la 3 ani pentru corupție, domnule? Și întrebați-l, vă rog, câte dosare penale mai are? Întrebați-l, că asta vă dau nouă. Dar spuneți-ne, bine, dacă tot ați... Întrebați-l dumneavoastră. O să le întrebăm. Că nu-i singurul ăsta cu condamnarea, da? Eu aș vrea, acum,
Noi lucrăm cu materialul clientului. Programul din 2016, pe care el a făcut echipa liberală, da? Vi l-am trimis și pe mail dumneavoastră. Ați avut curiozitatea să vă uitați? Eu l-am văzut din 2016, nu vă supărați. Da? De acolo, în punct cu punct, zero realizări. Amenajarea și extinderea zonei pietonale Curtea Domnească. Realizare zero. Și 2. Acum o promite din nou să acum nu... o promite din nou. Păi de aia trebuie să le spun oamenilor, domne, omul ăsta promite și nu face nimic. 2. Extinderea și modernizarea transportului în comun. Poftim? Realizare zero. 3. Crearea unui incubator de afaceri pentru susținerea inițiativei private. Toate din fonduri europene. Realizat zero. Realizarea pistelor pentru bicicliști pe o lungime de 18,3 km. Are 300 de metri pe Dacia. Dacia, pe bulevard, dat din 18,3 km. Este proiectul pilot. Da, 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 din 2012. Realizarea unei platforme pe Albia Pârâului Cuiești. Realizat zero. Realizarea sistemului de monitorizare video pentru managementul traficului, da? Fonduri europene. Realizat zero. Reabilitarea 34 de grădinițe, școli generale și licee. Câte a realizat? Spuneți dumneavoastră. Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public. Zero. Reabilitarea termică a clădirilor publice. Ați văzut cum arată blocurile din Piatra Neamț? Adică aici e vorba despre blocurile de locuință, că le reabilitează termic. A tras zero fonduri europene, zero buget. N-a reabilitat nimic. Reabilitarea casei căsătoriilor era punctul 10. A făcut-o cumva și nu știu eu că oamenii se căsătoresc în holul primăriei. 11. Construirea de locuințe sociale de tip familiar, 5 milioane 200 de mii de euro. Și avea și termene, nu le mai citesc, că nimic n-a realizat. Așa, crearea unui centru pentru servicii publice, educative, culturale și recreative, din fonduri europene, nerealizat. Și pot continua cu toate punctele, nimic aproape n-a făcut, maxim 8-9% a făcut. De asta spun, și acum vine și le promite din nou, adică nici măcar nu și-a luat un consultant ca oamenii să-i facă alt proiect. Vine și promite aceleași lucruri pe care le-a promis și acum 4 ani. Domnul... Nu se atrasă, asta înseamnă consecvență. Știți cine e consecvență? Vă da. Spun eu ce înseamnă, domnul Bărănescu. Din păcate, înseamnă resemnarea oamenilor. Pentru că auzi odată așa ceva și vezi că nu se întâmplă nimic și nu-ți mai trebuie să mai auzi promisiuni. Și asta întâmpi în zi de zi, în stradă, în discuțiile cu oamenii. Văd foarte multă resemnare. 7 din 10 oameni, am vorbit cu mii de pietreni în ultimele săptămâni, și 7 din 10 îmi spun că nu vor să mai audă de politică. Le spun tuturor că nu mai este cazul să vorbim de politică. Acum nu vorbim de politică, ci vorbim de viitorul orașului. Ne mai permitem în continuare un astfel de stil de administrație mediocră, ștearsă, fără rezultate? Eu cred că nu. Pietrenii își doresc o viață, își doresc să fie fericiți în orașul lor. Și putem face asta doar începând să lucrăm împreună. Pentru mine va fi o prioritate să îmi continui această misiune pe care am dezvoltat-o în zona spațiului public, în zona civică, promovarea spiritului civic. Cred că putem construi o comunitate sănătoasă dacă construim mai întâi o comunitate. Adică oameni care cred că pot identifica, care identifică împreună problemele și caută împreună soluții. Adică un tip de participare publică atât pe zona de identificare a problemelor, cât și identificarea soluțiilor. Sunt implicat de mai bine de 2 ani într-un proiect pe care l-am inițiat alături de prieteni, Consiliul Onorific Local. Și în acest Consiliu Onorific Local fac parte deja oameni care au propus diverse proiecte. Știți cât de greu se implementează idei venite din comunitate, cât de greu sunt însușite ideile venite din comunitate de către primarul actual, zice da la toate, dar nu se întâmplă nimic. Acum 2 ani citeam în spațiul public de o inițiativă, de un apel din partea antreprenorilor.
Și este vorba de 17 firme de pe strada Dumbravei, din Piatra Neamț. Acei oameni au cerut un sens giratoriu, pentru că tirurile încărcate cu marfă fac uneori și jumătate de oră, chiar și mai bine, pentru a ieși din acea intersecție să facă stânga spre Bacău. Și au cerut oamenii un sens giratoriu, pentru a reduce timpii de așteptare și implicit să fie un pic mai operativă activitatea lor. Nici acum nu s-a realizat acel obiectiv. Știm că noi am scris despre asta. Domnul, exact, Călăm, știu că și dumneavoastră. Consilierii noștri, pentru că noi am organizat consilierii municipali pe cartiere. Consilierii noștri care se ocupau de cartierul ăla au luat legătura cu antreprenorii de acolo și asta era necesitatea. I-au adus-o în ședință, eram eu prezent la ședință, la cunoștință și a zis, da, domne, o fac în 2-3 luni. Nici până în ziua de azi nu-i făcută. Da? Adică își bate joc de oameni, efectiv. Despre asta e vorba, da? Asta e. Domnul Bălănescu, eu o să vă spun doar atât. Partidul Național Liberal a câștigat alegerile europarlamentare și facem parte din cea mai puternică familie europeană, Partidul Popular European. Avem reprezentanți cum e Cristi, cum e Zicli Mureșan, cum e Rareș Bogdan și ceilalți colegi, care ocupă demnități importante în Parlamentul European. Partidul Național Liberal a câștigat alegerile prezidențiale. Klaus Iohannis este președintele României. Partidul Național Liberal are guvern și va avea guvern în următorii cel puțin 4 ani de zi. Haideți că trebuie să știe lumea. E obligatoriu ca să legăm acest lanț cu cele două veriși, cu Consiliul Județean, să câștige Mugur Cosmanciu și cu Primăria Piatra Neamț, să câștige Andrei Carabelea, pentru că numai așa, pentru că în următorii 4 ani nu mai urmează niciun tip de alegeri. Și atunci poți să te dedici dezvoltării municipiului și zonei metropolitane din plin. Iar noi am propus un tânăr curat, un tânăr vizionar, un tânăr dinamic cu forță de muncă. Și un tânăr educat. Dincolo, dacă vor stagnare, dacă vor mizeria de acum, dacă vor să trăiască în promiscuitate nemțenii, eu cred că nu vor asta, că majoritatea cetățenilor cu care am vorbit nu vor asta. Și atunci îi rog pe toți și fac un apel să iasă în număr cât mai mare la vot. În număr cât mai mare la vot. Ca să le dăm o lecție PSD-ului și lui Chitic, care e în gașca PSD-ului mai nou, că PMP-ul e un apendice al PSD-ului la Piatra Neamț, nu-i nimic altceva. Deja am auzit că au și negociat să-l ia vicepreședinte pe Gavrilescu, dacă cumva câștigă Arsenie. Oricum este înghesuială pe punctile alea. Deci dar vor pierde alegerile. Da. Eu aș vrea să încheiem emisiunea, dându-i cuvântul domnului Cristian Bușoi. De ce? Pentru că l-aș ruga să depășim un pic viziunea aceasta de alegeri locale și să discutăm un pic, având perspectiva de la Bruxelles, ce poate să însemne sau cum putem ajunge la o dezvoltare a Moldovei, a zonei întregi, pentru că poate ar trebui să gândim și așa, în această perspectivă, nu numai legătura primărie Consiliul Județean, și o legătură mai amplă, zona Moldovei, știm cu toții, este rămasă foarte tare în urmă și mă refer în primul rând la infrastructură, nu mai discutăm de restul lucrurilor. Și să gândim în această perspectivă și cu legătura spre alegerile locale. Perspectiva este foarte corectă și, domnule Bălănescu, sigur că lucrurile trebuie văzute în linii de dezvoltare regională și națională. Sigur că degeaba ai un plan bun național, degeaba există o voință pentru o dezvoltare regională, dacă nu ai și o administrație publică locală pregătită și dornică să facă acest lucru. Și până acum și nu mai erau argumentele, s-au tot spus aici și cred că cei care ne-au urmărit le-au înțeles foarte bine că până acum acest lucru nu s-a întâmplat. Există șansa unei schimbări cu Mugur Cosmanciu, cu Andrei Carabelea. Legat de Moldova, există la Bruxelles o deschidere totală pentru a dezvolta toate regiunile din Uniunea Europeană și o atenție specială pentru regiunile care au rămas în urmă, în mod evident. Și guvernul liberal acordă o atenție
cu totul și cu totul specială. Președintele Klaus Iohannis, știți că a susținut cu totul și cu totul proiectele de infrastructură strategică, esențiale pentru Moldova, autostrăzile care ar trebui să facă mai ușor accesul și, evident, să dezvolte economic această regiune. Există șansa unui spital regional aici pentru cazurile cele mai grave și, mai nou, datorită guvernului liberal și a lobby-ului pe care unii dintre noi implicați în domeniul sănătății l-am făcut la Bruxelles, pe acel program special de sănătate, șansa dezvoltării în fiecare județ a unui spital modern de secol 21, extrem de important, investițiile în educație în această regiune și, evident, atragerea de investiții. Aici va fi o competiție internă între diverse municipii și județe din Moldova, dar este foarte important să existe o deschidere și un interes din punct de vedere economic. Evident că nu se poate face fără infrastructura rutieră adecvată, poate chiar dezvoltarea în continuare a unui aeroport regional, fără o infrastructură de sănătate cât de cât decentă. Evident că nu se poate face totul peste noapte, dar se pot face niște lucruri și cu administrații publice locale cu viziune. Și atunci, pusă în cheia pe care dumneavoastră ați explicat-o foarte, foarte bine și plus ținând cont de programul și de viziunea de dezvoltare a României prezentate deja și început a fi implementată această viziune de către guvernul liberal, există cu adevărat oportunități. Oamenii vor vedea o schimbare, vom putea vorbi peste câțiva ani după guvernare liberală și dacă va fi și șansa unei guvernări locale liberale, atunci, domnule Bălănescu, vom veni în fața dumneavoastră și, evident, veți vedea câte lucruri s-au schimbat în bine în acest județ, în municipiul Piatra Neamț și în regiunea Moldovei. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc succes tuturor și vă mai așteptăm de fiecare dată când există această oportunitate. Oameni buni, 3 cafele, ne oprim aici astăzi, gata, ajunge. Chiar dacă cafeaua, cum spun eu de obicei, virtuală, nu dăunează sănătății. Cele bune, numai bine! Mulțumim. 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 Mulțumim.